Chiar acum a sosit Elida Toma alături de noi. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Ne reîntâlnim cu Anda Mănescu, este designer, știți deja creațiile ce poartă amprenta unei zone interesante a României, zona Breaza. Înțeleg, ușor revizuită și adăugită într-o prezentare pe care o încercăm chiar acum. Bună dimineața! Bună dimineața! Da, este un concept nou pe care îl abordează Anda. Încearcă ca de fiecare dată să pună în valoare broderia manuală din zona Breaza, dar de data asta, inspirată din moda adolescenților, vine în combinație cu denimuri și cu alte materiale ca să o facă și mai purtabilă și să aducă, să-i spunem cumva, către tineri această dorință de a purta elemente tradiționale. Hai să vedem, să înceapă defilarea și să punctăm pe modele. E un soi de less is more, nu? E un fel de... nu le mai încărcăm atât de mult. Le simplificăm destul de mult. Punctăm niște modele. Încercăm să le facem purtabile zi de zi. Am adus elemente de broderie manuală, mai puțin, exact cum ai spus și tu, pe pânză de casă și le-am combinat cu materialul denim. Avem o primă piesă unde bluza se asortează foarte bine cu pantalonii și simbolurile brodate sunt cumva creație proprie. Am înțeles, inspirată probabil de o nu știu, floare de colț, nu? Exact. Acolo v-ați sus, un Edelweiss. Se repoartă pe denimul după o perioadă, Elida, în care am cam renunțat la el, ne-am dus pe stofe și alte chestiuni. Am renunțat la el, dar anul acesta este din nou în trend, în diverse variante. Pe trenciuri îl regăsim în pantaloni, acel sistem de patchwork cu foarte multe, eu știu, texturi ale denimului, dar și în variantă simplă. S-au întors salopetele anilor 90. Da, salopetele acelea și salopetele de muncitor, acelea clasice pe care le știm, dar le revedem din nou și le revedem și la bărbați și la femei în aceeași măsură. Am văzut multe shootinguri. În această versiune? Avem un sarafan care am combinat-o cu oie vintage, cu un vintage recondiționat, pentru ca tinerii să poată vedea că se poartă ea și așa. Elemente tradiționale cu un pic de element, eu știu, modern. Mă gândeam la sarafanul școlar pe care nu multe fete ce defilează astăzi l-au mai prins, dar uite că se repoartă anii 70 cu platformă, nu? Cu da, exact. Platformă. Dar să știi că e o ținută pe care o putem purta și la un eveniment, pentru că anul acesta s-a mers foarte mult în zona evenimentelor cu tematică etno. Și poți merge așa la un eveniment fără nicio problemă. Exact, exact. Lejer. Variantă clasică, office aproape. Aproape office, cu o fustă creion, o fustă pe linia corpului, marcată în talie cu un cordon. Și despre ei ne poți spune mai multe lucruri. La fel, modelul este vechi, dar pus pe pânză nouă. Este oarecum o reinterpretare, pentru că am adăugat o bentiță croșetată la gât, iar tot ce se vede pe această bluză este totalitate brodat de mână. Spuneai că este un model vechi reaplicat sau este o broderie? Nu, este o broderie nouă, dar luat de pe o bucățică de material găsit la o bunică. Ah, super interesant. Mai există încă așa ceva? Da. Mai există? Da. Bunicile noastre țineau de bune, nu știu, baloți întregi de materiale într-o ladă de zestre, de la haine de pat până la materiale pentru Interesant că ați făcut descoperirea asta. Ramona noastră? O ținută de seară, nu? Putem să-i spunem așa. Da, se poartă foarte mult șorțurile brodate, puse altfel decât cu fote sau cu poale. Corect. Astfel le-am reintegrat într-o ținută, care poate fi o ținută de seară foarte ok. Și uite, ne poate ajuta și faptul că lungește foarte mult silueta, având această formă geometrică, acest dreptunghi. Practic, o femeie care nu este foarte înaltă, practic obține acest efect, da, de înălțime prin această fotă pusă în față.
și am asortat shorts-ul cu o bluză oarecum simplă, pentru a nu încărca cam foarte simplă, mult. Cam simplă pentru dimineața la televizor. Mistrețule, e simplă. Da, puține culori, roșu și negru, o combinație interesantă, versatilă, poți să, uite, în loc de stilet, o poți să pui o pereche de basket și deja i-ai dat o variantă, nu? Relaxată. Și poți și pentru un garden party. Uite, avem și varianta de băieți. Tot am fost întrebată că măși bărbătești când. Le-am reinterpretat, le-am pus mai puțină broderie și le-am făcut ușor portabile. Aici avem un in bleu, o cămașă cu guler tunică, deci destul de clasică, pe care am intervenit, nu, cu anumite accente în zona gulerului și mânecii, pe care le-am brodat la fel de mână. Am sesizat tot așa din dorința de a cultiva tradițiile și folclorul. Pe lângă zona noastră de Ardeal, le-am văzut pe polonezi în ultima perioadă mișcând lucruri în zona asta, de la coronițele alea care se confundă cu cele ucrainiene. Bine, zona etnofolclorică e cam aceeași, dar trag foarte tare și în prezentările de podium într-o zonă a trecutului regăsit, că până la urmă despre asta este vorba. Și etnicul acesta este reinterpretat de designeri. Bineînțeles. An de an, de fiecare dată vin cu ceva și iau și elemente rusești, elemente pe care le găsim în costumele populare, chiar din Europa, care sunt spectaculoase până la urmă și le regăsim pe diverse piese foarte moderne. Aici ai ales un brâu? Am ales un brâu, este brodat cu mărgele pe catifea și... Apropo de ce spunea Elida, da, reinterpretările acestea ajută cumva ca tradiția să meargă mai departe, că le aducem portabile. Actualitate. Am rămas ceva minute, am văzut și eu la Blues Ruma zilele astea, luna trecută de fapt, în original la Muzeul Pompidou și am rămas ceva minute studiind problema, vezi? Tot un outsider ne-a reîntors pe noi la rădăcini, da, bine că a făcut-o și el. Asta este o variantă mai de vară, mai vaporoasă. Este pânză topită, din bumbac 100%, la fel cu câteva elemente, simboluri luate din tradiție, brodate de mână. Asta pentru că, de obicei, dacă se alege pentru un eveniment, o ținută în această zonă etno și bărbatul să fie îmbrăcat în aceeași tematică, sigur că bărbații nu ar merge niciodată pe ideea de ceva încărcat, asta spun din experiență. Și atunci, dacă sunt câteva accente, chiar aduc un plus ținutelor celor doi parteneri. E destul de tricky în perioada asta, când cineva te consideră ușor extremist, dacă pui o e pe tine. Discursul nu este cel politic, nu este unul nemaipomenit în această perioadă și de-aia probabil o reticență. Da, uite ce frumos se combină din nou cu denimul și din nou motivele tradiționale care se află și pe spatele acestei cămăși. E extrem de purtabilă, cum ați zice voi. Da, și extrem de la modă, pentru că foarte bine se asortează cu o pereche de tenis sau sneakers. Și cămașa poate fi purtată cu pantalon scurs, cu cizme înalte, cu bocanci, deci ne putem juca foarte mult în zona stylingului, preluând aceste elemente one by one, deci luăm corsetul și punându-l în alt context, la fel jacheta, deci putem să ne jucăm destul de mult. Da, shirt jacketul acum e la mare căutare și între doamne, domnișoare, dar și între băieți. Mergem mai departe. Da, piesele sunt, așa cum ați văzut, destinate atât femeilor cât și bărbaților. Anda are mult mai multe piese, am făcut o selecție astăzi pentru Le știm că a tot trecut pe la noi. Mi s-a părut interesantă abordarea asta. Vesticii combină de foarte mult timp, de ce n-am face-o și noi, denimul modernul cu elemente tradiționale. Da, astăzi am venit cu altă abordare. În general am venit cu piese vintage, am venit cu piese noi, tradiționale 100% și astăzi am venit cu o colecție de reinterpretări. Se poartă centurile astea mari, așa, cu paftaba. Da, centurile în zona talie, exact. Paftalele sunt din nou și să știi că se folosesc în ținute de seară, alăturate catifelei sau unor materiale prețioase. Totuși sunt niște podoabe rare, nu le găsim peste tot, însă sunt de efect și sunt căutate.
Dacă vedem tezaurul de la Pietroasele sau dacă na, ne pasionează pe zona asta tragică a existenței noastre, găsim acolo foarte multe elemente în bijuteriile, în îmbrățări, în pafta, în centuri, în curele. Ramona, ce poartă? Ceva mai complicat decât am văzut până acum. Este o ținută de seară, o fustă inspirată din fote, plus o bluză dintr-un material gen borangic, o bluză foarte versatilă pentru că se poate fi purtată la orice. Vreau să ne spui despre fustă, este țesută sau cum este obținut acest model? Este cu fir aplicat. Explică-ne. Adică un șnur este cusut pe o bucată de material. Deci ca o broderie, practic. Dar cu șnur, nu cu fir. A, centimetru cu centimetru, practic, o muncă laborioasă, asta se muncă laborioasă, o muncă de chinez, bătrân. Asta se întâmplă manual sau aveți o mașină specială? Avem o mașină pentru ea. Da, măcar atât să avem în 2022. Munca migăloasă este și cu mașina, dar efectul este mai echilibrat, modelul. Le vedem pe toate modelele noastre. Vă rog să tragem o concluzie cât ele se vor defila într-un manej, așa cum v-am obișnuit. Deci tinerii sunt invitați să se întoarcă către tradiție, pentru că se pot vedea aceste modele destul de noi, de actuale și pot fi ușor purtate. În variantă office, în variantă de eveniment de seară sau chiar un garden party. Vă mulțumim tare mult, Elida Toma se întoarce și joia viitoare la Stil de Succes. Mulțumim tare mult, Anda Mănescu. Florin este într-o zonă